Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi am să vă prezint un preparat, să zicem așa, mult mai bun pentru organism și probabil destul de rar folosit, zic eu, în mediul care se cunoaște. Adică, nu știu dacă se cunoaște. Deci, ce avem aici? Aici avem zmeură. Avem zmeură aici, iată zmeură, și din această zmeură vom face un gem. Acum ce vom folosi la acest gem? Știți că majoritatea gospodinelor care fac gemuri folosesc zahăr. Dar eu mă gândesc în felul următor. Acum când iei o lingură de gem, jumate e fruct și jumate e zahăr. Deci e ca și când ai mânca o jumătate de lingură de zahăr și na, eu zic că nu e chiar foarte sănătos. Mai ales dacă vrem să dăm la un copilaș. Iar pentru acest lucru eu am zis hai să facem, să schimbăm un pic și să facem gemul cu miere. Așa-i, tati? Uite și pe Andrei aici. Ce faci, tati? Ce mâncăm azi? Deci o să schimbăm zahărul cu miere. Și cât, ce cantitate ne trebuie? Iată aici avem mierea. Mierea proaspătă, extrasă. Avem un cântar. Avem 3 kg de fruct. Așa-i, tati? Atâta este? Ia zic, tati, cât avem? 3 kg, da? 3 kg. Și aici avem miere, da. 5 kg, tati, avem doar 4 cu găleată cu tot. E miere aceea. Și o să turnăm exact 2 kg 100 de miere peste aceste fructe. Iată, avem aici mierea. O să turn peste fructe. O miere foarte bună, foarte groasă, iată. Turnăm peste fructe. E foarte simplu. Ia, tati, ce e ăla? E zmeură, pui, tati, zmeură. Așa, am turnat. Acum o să las un pic telefonul ca să cântărim, să vedem cât mai a rămas. Mai punem vreo 400 de grame. Da, tati. Da. Cam atât. Zic eu, acum să vedem cât a mai rămas. Ce vom face mai departe? Nu mai facem nimic. Am pus peste fructe, aducem o lingură să amestecăm. Am adus lingura și amestecăm un pic fructele cu miere. Zmeura. Iată așa. Și lăsăm astfel vreo 5-6 ore. Iată, după 5 ore continuăm cu gemul. Ce avem de făcut acum? E să strecurăm fructele. Deci vom strecura aceste fructe. Să vedem. Deci, într-o sită, iată, aceste fructe și-au dat drumul la geamă, la sirop. Și strecurăm pur și simplu.
Așa. După aceea strecurăm, după aceea punem într-un alt vas fructele. Ați văzut ce groasă era mierea față de cum este acum sirop, da? Bun. A, am uitat să vă spun cantitățile. Deci, aici avem 3 kg de zmeură și 2 kg și 100 de miere. Asta înseamnă că la 1 kg de zmeură punem aproximativ 700 de grame de miere. Bun. Iată, s-a scurs siropul. Fructele le turnăm într-un alt vas. Iată, la aceasta să te pun un cui ca să stea aici, așa. Și așa procedăm cu toate, cu toată cantitatea aceasta. Asta nu e mare lucru. Deci, care este important, ce este important la această rețetă este că este un gem care nu va conține zahăr. E ceva foarte simplu de făcut. Dar dacă nu ai informația, n-ai cum să o faci. Așa. Bun. O să revin cu filmarea la următoarea etapă. Iată, am separat fructele de sirop. Iată, siropul se află aici. Iar acum o să-l ducem pe aragaz. Iată, adăugăm pe aragaz și punem pociul iute. Aici vom lăsa să înceapă să fiarbă și după ce începe să fierbe, lăsăm 10 minute și vom începe să adăugăm fructe. Acum așteptăm să fiarbă. Trebuie să amestecăm din când în când. Iată, siropul a început să fiarbă și s-a umflat. Trebuie să fierbem cam 10 minute, după care vom începe să adăugăm fructe. Trebuie să avem grijă când fierbem să folosim o oală mai mare, fiindcă ea face spumă și se umflă. Exact ca lapte. Iată, aproximativ după 10 minute, de fierbere, începem să adăugăm fructele, adică zmeul. Adăugăm ușor. Și adăugăm fructele. Iată încă o modalitate de a folosi mierea. Nu numai consumând-o ca atare, ci și făcând un gem. Destul de simplu. Doar că prea puțin cunoscută. Deci nu prea e cunoscută această rețetă.
Dacă o căutați, cred că o găsiți numai la mine. Iată, așa se face. La fructele. Trebuie să avem grijă să nu ne stropim cu siropul, fiindcă e fierbinte. După ce adăugăm siropul, mai fierbem un pic, adică după ce adăugăm fructele în siropul. Valoarea rețetei la ora actuală, fiindcă cred că o să dăinească an de zile, este 110 lei. Deci, 2 kg de miere este 50 de lei. Acum depinde cu cât găsiți kilogramul de miere. Kilogramul de zmeură aproximativ 20 de lei. Depinde unde găsiți în piață sau de la cine găsiți. Sau poate sunteți mulți care chiar aveți acces la zmeură. Iată așa. După ce adăugăm, mai fierbem un pic. Destul de simplu, zic eu. Și foarte gustos. Acum, dacă ne gândim un pic, faceți un calcul. Dacă aveți un copilaș și vreți să-l feriți de zahăr, este o metodă foarte bună acest lucru, fiindcă cărui copil nu-i place gemul de zmeură. Este foarte aromat, foarte gustos, dar atenție, copilul să aibă împliniți 2 ani, fiindcă altfel este aceste semințe de la zmeură, e un pic alergen. Să nu facă alergii. În schimb, este foarte bun. Iată, cam asta trebuie să știm. Că înainte de apariția zahărului, existau dulcețuri. Nu era dispărută gemul de pe fața pământului când a fost zahăr. El se prepara astfel. Este o rețetă din trecut care vă aduc dumneavoastră la cunoștință. Iată, am adăugat toate fructele. Acum mai amestecăm un pic. Și mai lăsăm să fiarbă câteva minute. Amestecăm. Și el o să mai fiarbă ca să se îngroașă un pic și după aceea îndepărtă. Bun, o să revin când e gata fiartă. Iată, gemul este gata. E fiert bine. Aproximativ 20 de minute total de fierbere, timpul de fierbere. Și precum eram eu curios când eram copil și bunica mea fierbea gemuri, eram și eu curios să văd cum este, abia aveam de nerăbdare să gust din acel gem. Iată, o să punem în farfurie. Iată ce bine arată. E, se va închega odată ce se răcește. Sau și dacă rămâne așa, este foarte gustos. Iată așa, arată el. Lăsăm să se răcească. Și este foarte gustos. Are o aromă foarte plăcută. Și ce este important este că este un preparat natural. Fiindcă mulți nu înțeleg ce este natural, natural înseamnă că este obținut din ingrediente în care omul nu a intervenit. Eu am pus miere și zmeură. Deci aceste două ingrediente sunt naturale. Bun. Până data viitoare, numai bine. Și poftă bună la cei care vor dori să facă acest preparat.